Până la data de 10 iunie, pe teritoriul României au fost confirmate 1.079.427 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus COVID-19. 1.043.604 pacienți au fost declarați vindecați. Media la nivel național a coeficienților de infectare cumulată la 14 zile este 0,16. Cele mai multe cazuri se regăsesc în București, 183.521, urmat de Cluj, Timiș, Ilfov, Brașov, Constanța, Iași, Prahova și Bihor. Județele în care s-au înregistrat cele mai multe cazuri în ultimele 24 de ore sunt București, 21 de cazuri, urmat de Prahova, Argeș, Namț, Alba, Galați, Cluj, Constanța și Covasna. Până astăzi, 31.531 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat. În intervalul 9-10 iunie 2021 până la ora 10, au fost raportate de către INSP 148 de decese, 68 femei și 80 bărbați infectați cu noul coronavirus. 124 dintre aceste decese sunt anterioare intervalului menționat și au fost introduse în baza de date la solicitarea Ministerului Sănătății de către DSP în urma verificărilor efectuate. Astfel, un deces a produs în iunie 2020, două decese în iulie 2020, trei în august 2020, două în septembrie 2020, nouă decese în octombrie 2020, 42 în noiembrie 2020, 19 în decembrie 2020, două în ianuarie 2020, 2021, un deces în februarie 2021, 35 în martie 2021 și 8 în aprilie. Dintre cele 148 de decese, 1 a fost înregistrat la categoria de vârstă 20-29 de ani, 5 la categoria 40-49 de ani, 17 la categoria 50-59 de ani, 38 decese la categoria de vârstă 60-69 de ani, 49 decese la categoria de vârstă 70-79 de ani și 38 la categoria de vârstă peste 80 de ani. 141 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 3 pacienți nu au prezentat comorbidități, iar pentru 4 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent. În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 133 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, acesta fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distinct de cazurile nou confirmate, în urmare testării pacienților care erau deja pozitivi, 54 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 1343. Dintre acestea, 265 sunt internate la ATI. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 8.063.416 teste real-time PCR și 1.254.667 de teste rapide antigenice. În ultimile 24 de ore au fost efectuate 20.030 de teste real-time PCR, 11.081 baza definiției de caz și a protocolului medical și 8.949 la cerere și 9.793 de teste rapide antigenice. Rata de pozitivare a testelor efectuate în ultimele 24 de ore este de 0,44%, iar evoluția ratei de pozitivare de la introducerea măsurilor de carantină parțială în România poate fi observată în graficul alăturat. În ceea ce privește situația cetățenilor români aflați în alte state, 23.544 au fost confirmați ca fiind infectați cu SARS-CoV-2. Dintre aceștia, 798 au fost declarați vindecați. În intervalul 27 mai-3 iunie 2021 au fost raportate 32.608.386 de, de cazuri în Uniunea Europeană și în spațiul economic european. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în Franța, Italia, Spania și Germania.